Reprezentanții Direcției Agricole Sălaj susțin că este interzis să tăiem nuce, inclusiv pe cei care avem în grădina noastră, pentru că legislația în vigoare consideră că această specie este una protejată de care trebuie să avem mare grijă, mai ales că, potrivit specialiștilor în domeniu, poate fi utilizată pentru a întări solul, dar și pentru a-l stabiliza, mai ales că sălajul se confruntă, din păcate, cu mari probleme în ceea ce privește alunecările de teren.